Bună ziua, dragilor! Zi-mă, tu ești... Bună și bine am venit la Profola, exerciții de matematică. Tema pentru clasă. Acasă. Clasa a doua. Azi în cât? În 14. Și în 15. Așa, mă, să mă păcărești. 15 a 11 a 16. Așa încât, fără să mai facem timpul, pornim la treabă. Mario, pornim cu chestiune de asta din antrenament la tabla mulțirii. Da? Dar acum știu să facem mulțirea de urmele din trei cifre. Și unul din primul din trei și al doilea din cifre. What? Tare de tot. Să facem? Îndrăznim așa sau nu? E prea mult? Da. E prea mult, domnul, gata. Încep tot cu două. Unul din trei și altul din două. Da. Uite. 698 ori 78 ori 78. E egal. 698. Da. Ori, în paranteză, 80 minus 2. 80 minus 2. Corect. Și egal cu? Egal cu 6 minus 10. 6 minus 80. 6 minus 80. Ori 10 8. Cu 10 ai făcut treaba. E cu 0. Ori 8. Ori 8, atât. Ori 8. Corect. Minus. Minus. Da. Putem să facem într-un colț. Nu, minus 6, nu, ca să înțeleagă toți prietenii. 698 ori 2. Nu? Minus 600. Te rog, vorbește. 698 ori 2. Ori 2. Și egal cu. Hai să facem întâi ori 8 și pe urmă ori 2. Mai întâi facem ori 2. Da, fiindcă e prima operație, tot trebuie să facem și pe asta. Hai să facem 6 minute. Nu, facem o dată 6 minute 180 plus o dată 6 minute 180. Ne va da un număr și acel număr îl vom aduna de două ori și ne va da numărul respectiv. Numai de două ori, dacă îl adunăm, nu-i bine. Păi de plus 2, nu. Bun. Atenție. 4 plus 4. Dar am făcut 4. Deci hai să mulțim cu 8, că știm să mulțim cu 8. Hai să mulțim cu 8. Așa, cu 8. Aceea care merge foarte repede. Deci, 600... 6180 ori 8. 8 ori 0, 0. Da. 8 ori 8. 64, 4 și 6 reține. Da. 8 ori 9. 72 și cu 6, 78. Da. 8, 7 reține. Da. 8 ori 6. 8 ori 6. Nu prea, nu zine doar, nu? Hai să încercăm deoparte. 8. Vezi, în momentele astea trebuie să ne discutăm, nu dăm răspuns la întrebare. 8 ori 6. Pot să spun că este egal cu 8 ori? 8 ori 5 plus 1. După 5 mă descurc. Da? Nu, cu 5 mă descurc, ia. Așa. Și egal mai departe cu? Egal cu? 8 ori 5. Egal cu 48. Total 48. Ai văzut? Deci faci șmecheria asta când te... Deci 5 plus 1, 40 plus 8 și faci 48. Da. Când ți se întâmplă să nu-ți vină răspunsul, nu stai acolo și pierzi timpul. Nu te-ai făcut șmecheria asta. Da? Da. Asta trebuie să ai... Tu trebuie să ai în minte ideea prin care ieși din încurcătură. Adică nu stau acolo și faci, pierd timpul. Ceva trebuie să fac. Așadar, 6 ori 8, 6 ori 48,
Și cu 7? Și cu 7, 55. Da, așa. 55. Iată, asta pare ar fi, face, pare a fi 55.840, nu? Azi dumneavoastră. Am zis eu. Deci 55.000, vorbește tu. 55.840. Da, minus. Hai cu doi, putem face de la 2 ori 8. Da, facem minus 4. Fă de parte, te rog. Asta e 88 ori 2. Cum vine? 2 ori 8. Ai, ajută-mă. 1396. Ia să văd și eu. 2 ori 8. Cât face? 2 ori 8, 16. 6 și 1. 2 ori 9. 2 ori 9. 18. Și cu 1? 19. Așa. 2 ori 6. 2 ori 6, 12. 1, 13. 13. Am avut 9. Așa, ți-a dat corect, nu? 1396. Și acum e egal. 0 minus 6 nu se poate, ne împrumutăm. Da. 4. 4 la unități. Ne împrumutăm. Așa. 1 și cu 3, 4. Tot 4. Tot 4 aici, da. Da, pentru că a rămas 3. Da. 4. 7 minus 3, 4. 7 minus 3, 4, corect. Și 4. Și iar 4. Iau ce tare chestie. Încă de 5. 54.444. Ăsta pare să fie rezultatul. Acum, hai să facem și o variantă. Dar dacă viteză maximă, nu o să ne dea aceeași linie. Nu ne dea. Dar hai să descompunem 70 plus 8. Ca să avem aceeași, să devină ușor la viteză maximă. Deci, hai să luăm și variante. Egal cu 698. 698 ori, în loc de 78, zicem 70 plus 8. Și egal cu. E bine? Pe care ți-a luat, îți dai seama, 78, înseamnă 70 plus 8. Așa, și egal cu, da. Da, Cristi. Putem punctua ta acolo. Da, te-am sunat că nu mai mergea și unitatea acolo, eu nu se muncește acolo, zbate, deci poate. Nu se nu era nici tu, nici eu, nu să știi, să am sunat la amândoi. Nu mergea playlist-ul și nici nu puteam să intru în direct, era înțepenită imaginea acolo. Da, să vedem ce faci. Acum eu nu lucrează la el acolo, vezi. Uite ce și tu ce faci și el dacă vrei. Nu, nu, stai liniștit atunci. Îți face eu da? Bine, da, bine. Pa, pa. Așa. Deci face 698 ori 70, 698 ori 70 plus 698 ori 8, da? Da. Și egal mai departe cu? Nu scris 70. Deci trebuie să spun 6.980 ori 7. Atâta tot, sigur că da. Adică să fii mulțit cu 10, nu puteam timpul, aiurea. Așa, ai dreptate aici. Deci să fii scris 6.980 ori 7. Plus 698 ori 8, da? Da. Acum să facem deoparte 698, cât vine? 6.980, vorbește tu. 6.980. Ori. Ori câte ori? 7. Ori 7. Așa. 6 vedem. 7 ori 0, 0. Așa.
Da? De 6 ori. 700. 6 ori 56, 6 și 5 reține. Da. 7 ori 9, 63 și cu 5, 68. 8 și 6, 6 reține. Da. 7 ori 6. 7 ori 6. 42 și cu 6, 48. 48. 48.860. 48.860 și plus 698 ori. Nici asta nu-i făcută. Mm-hmm. Să facem. 698 ori 8. Și face, ia să văd. Și va face... 8 ori 8. 8. Tania, ajută-mă, nu, tu faci singur, singur acolo și ce faci? Ne va da 5.584. Adică, ca să mă ajuți pe mine, poți, te rog frumos, 8 ori 8. 8 ori 8. 64. 4 și 6. 8 ori 9. 8 ori 9. 70. Nu. 8 ori 9. 72. Și cu 6, 78. Așa. 8 și 7 reținem. 6 ori 8. 6 ori 8. 48. Și cu 7? 48 și cu 6, 55. 55. Deci câte? 5.584, da. Da. Și ții tot la fel? Da. 5.584. Plus 5.584. Și este egal cu rezultatul adunării. Hai, te rog, 4. Exactă 4. 8 și cu 6. Hai, vorbește, tu trebuie să vorbești, că n-am ce face aici. 8 și cu 6? Egal, nu, nu, 4, nu, 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 4, încă o dată 4, da. Încă o dată 4, oh, de 4 da. Ori 4. Dar să vedem, să vadă cu 14, 5 cu 8, 13 și cu 1, 14, 5 și cu 8, 13 și cu 1, 14 și 4 și cu 1, 5. 54, vorbește tu, 54.444. Da, este din nou același rezultat ca înainte. Suntem la viteză maximă. Viteză maximă, să vedem acum. Adică 698 ori 78. 8 ori 8, 64, 4 și 6 reține. Da. 8 ori 9, 72 și cu 6, 78, 8 și 7 reține. Da. 8 ori 6, 48 și cu 6, 55. Și cu 7. Și cu 7, 55. Da. Ne-a dat. E linia aceea de sus, 5, 5, 8, 4, 0, da. Ne-a zis 5, 5, 8, 4, 0. Atât pentru că... Acolo a fost... Știm noi de ce. Aici a fost cu o cifra 8, dar era mulțit cu 10 deja. Era mulțit cu 10 deja. Da? Bun. Și acum cu 7. 7 ori 8. Scriem 0 sub 4. 7 ori 8, 56. Da. 6 și 5 reținem. 7 ori 9. 7 ori 9, 63. Și cu 7 și cu 5, 68. 8 și 6 reținem. Da. 7 ori 6. 7 ori 6. 42. Și cu 6. 42 și cu 6, 48. Da. Mi-a dat a doua linie. Mi-a dat a doua linie? Parcă a dat, nu? Uite aici. Da. 48.660 este bine. Acum 4.
4, 14, da. 6, 8, tot 14, da. 5, 1, 6, 8, 14, 54.444 de 3 ori. Bun. Acum am să te învăț, mergând la viteză maximă, 3 cu 3. 3 cu 3. Adică 3 cifre și 3 cifre. Nu. Ia să vezi, așa te de zimechele. Și 798 ori 876. Ce greu. Ia să vezi câte zimechele. 6 ori. Cu 6. 48. 8. 4 le ține. Da. 6 ori 9, 54. Și cu 4, 58. Da. 8 și 5 le ține. Da. 6 ori 7. 42. Așa, și cu 5. 47. E bine 42, nu? Nu este 4. Nu e sigur, nu? Mm. Hai să faci și o parte ca să fim siguri că ne-am vorbit așa. Când ai nesiguranță, trebuie să... Nu avem. Da? 7 ori... 42. 7 ori 6. Ai zis 42. Hai să vedem. 7 ori... 6, nu? Da. Egal cu 7 ori... Hai de duce la 5. 5 plus 1, că mi-i place foarte tare. Da. Da? Și egal cu... Zi tu. 7 ori 5, 35. Corect. Plus 7 ori 7. Plus 7, egal. 5 cu 7, 2 și 1, 42. Bun. Deci noi ținem, noi pierdem timpul al dat, că muncim. 7 ori 6, 42. 42 și cu 5. 42 și cu 5, 47. Da. Și am terminat cu 6. Vine următorul la 7. 7. Ocupăm 0 aici, ca să nu greșim, ca să fie poziția lui 7, scriem sub el. A, și scriem încă o dată, trecem la sute, scriem... 20 euro. Asta e atât de tot. Ca să ne poziționăm sub cifra sute. 7 ori 56. 56, da. 6 și 5. Da. 7 ori 9. 60 și 3. 63 și cu 5, 68. 8. Da. Și 6 reținem. Da. 7 și cu 7, 14. 14 și cu 6, 20. Cum 7 și cu 7? 7 ori 7. 7 ori 7. Cât face? 7. Nu? 7 plus 7. 7 ori 7, 49. Și cu 6? 6, 55. Așa, 55. Acum punem încă un 0 sub 0. Așa. Și încă unul sub 6. Așa, ca devine rândul lui. Da. Și o să fie încă o literă mai în față. Dacă e răsutii... Domn profesor, știi de ce? Pentru că orice un zero ocupă o literă, o cifră. Așa. Și de asta se mișcă rândul mai în față. Sigur că da. Sigur că da. Cum se la cifra sutelor, care e cifra sutelor, ce înseamnă? Are două zerouri. O să fie încă o cifră în fața lui 5, mai sigur, mai jos. Sigur că da. Deci, ținem... 8 ori 8, 8, 64. 4. 4 și 6 le ținem. Da. 8 ori 9, 60 2 și cu 6, 62. Sigur? 8 ori 9, 62, sigur? 8 ori 9, 72. 72. Acum sunt sigur. Deci 8 ori 10 făcea 80, 8 ori 9 cu 8 mai puțin, 72. 72 și cu 6? 72 și cu 6, 78. 8. 8 și 7 reținem. Da. 8 ori 7, 56 și cu 7, 56 și cu 7, 63. 63. Tragem, nici la ce greu o să fie. 8. Da.
4. Așa. Nu reținem. Da. 8 cu 8, 16 și cu 4, 20, 0. Așa. 2 puncte. 2 puncte reținem acolo, da. 2 reținem. 2 și cu 8 ca să facă 10 repede. 2 și cu 8, 10 și cu 9, 19, 9 și 1 reținem. Da. 8 și cu 3, 6 și cu 3, 9. Da. Și gata, 6. Și rămâne 6. Ia citește. 6.990, 48. 699 de mii. De mii, 48. 691. 9.000, 48. Asta este răspunsul. Nu-i greu. Nu, nu-i așa. Păi uite, toată șmecherea care a fost. Cât destul de greu. Când punem câte trei, toată știi tabla mulțirii. Dacă o știi, ce trebuie să știi? Tabla mulțirii și șmecheria. Începe cârdul de sub cifra care, cu care începe mulțirea. Dacă ca să nu greșești, ocupi zero orele. Da. Adică ocupi cu cifra din la unități. Ca să nu cumva să pui greșit. Ca să nu uiți. Da, sigur că da, ca să nu uiți. Că acolo e 0. Exact, exact. Deci, fapt, când începe cu 7, e 10. E 10. 7, 10 ai un 0 la 10. 7, 10 ai un 0 la 10. Și de ce ai pus? Iar la sute ai câte 0 ori? 200. 2 0 ori. 2 0 ori. Asta e toată povestea. Și la... Dacă ar fi la mii... Am pune 3 0 ori. Deci se poate face și cu miile. Câte să zic cu miile? Vrei să faci până cu mine? Da. Hai mă să faci. Hai mă să faci. Da. Bine. Hai să vedem. Hai de ce o curioză de cine să... Dar să știi că... O să ne dau număr decât mai mare decât 6.998. Mai mare va fi, mai mare. Da? De milioane. Da? De nu știu la milioane, probabil. Ia să vedem așa. Ăsta tot numai de trei cifre. E bine? Poate, pe primul lăsăm numai cu trei cifre. Hai dar cu mine, dar cu trei, patru cifre. Am îndouă. Am îndouă cu patru cifre? Da. Dă drum. 4.976 ori 3.000 ori 8.549. Na. Ne-am aventuriat, am luat o putere de asta, e aventuri ce facem noi acum. 6, 9, 54. Da, 4. 4 și 5. Da. Mm-hmm. 9 ori 7, 63. Da. Și cu 5, 68. 8 și 6, reținem. Da. 9 ori 9, 81. Și cu 6, 97, 7 și... Încă o dată. 81. Și cu 6? 81 și cu 6, 87. Așa, 87, 7 și 8. 7 și 8, 8 reținem. 9 ori 4, 36. Da. Și cu 8. 44. 44, da. 44. Scriem 0 sub 4. Așa că am început, ca să nu vezi, câți la 10 acum. Da, 4 ori 6, 3, 24. 4 de reține. Da. 4 ori 7, 32. Sigur, nu? Nu. Nu e sigur. Putem pune mâna și facem 4 ori 7. E egal 7 ori 2. Ori în paranteză 2 plus 2. 7. Ne-a primat ori în paranteză 2 plus 2. E egal cu 28. Așa faci. 28. Ai văzut 14 14 cu 28. Corect. Da. Hai să-i întoarci, nu știu unde au rămas. Am rămas la... Nu, 81. Nu, dar am rămas unde? Suntem la 4, nu? 4, 6. Da, 4, 6 am făcut. 24, 2 am reținut. 4, 7 aici. 4, 7. 28. Și cu 2. 2. 30, 0 și 3. Da. 4, 9, 36. Și cu 3,
39. 36 și cu 3, 39. 9 și 3. Da. 4 ori 4. 16. 16 și cu 4. 16 și cu 3. Și cu 3, corect. 16 și cu 3, 19. Așa. Și am terminat cu 4. Cine vine la rând acum? Acum avem 5. Sutele. Sutele. Așa cum ocupăm? 2 zerouri. 2 zerouri. Și mai facem încă o dată de sub 3 zerouri, să nu ne mai... Când va veni timpul. Da. Acum suntem la 5, la sute. Ia, am ocupat 2 zerouri. Vom scrie 5 ori 6. 6. 30. Da, 0. 0 și 3 de 10. Da. 5 ori 7. 5 ori 7, 35. Și cu 3, 38. 8 și 3. 8 și 3. Da. 5 cu... 5 ori 9. 5 ori 9, 45. Și cu 3, 48. 8. 8. Și 4, nu te ținem. Și 4. 5 ori... 4, 5 ori 4, 20 și cu 4, 24. 24. Și acum? Punem 3 zerouri. 3 zerouri. Și suntem la mii. Și 8. Nu trebuia 3 zerouri. De ce nu? De ce? De ce? Păi de să, ca să nu mă plaseze sub cifra miilor. Nu. Deasupra, a scris 30. S-a întâmplat aici, la înmulțire, când am înmulțit cu 5, 5, 6, 30. Din cauza asta a fost, da. 0, 2 le-am pus obligatoriu, că am înmulțit cu cifra sutele. Dar s-a întâmplat că la înmulțire 5, 6, 30 și de ce m-a părut un 0? Da. Să nu ne păcălim. Noi suntem sub cifra care? A miilor, care are câte cifre, câte 0? 3. 3. 1, 2, 3. Adică câte cifre are în spate, câte exact. Așa, așa. Câte 8 la câte cifre are? 3, 3 a pus. Și acum zice, 6 ori 8. 6 ori 8, 4 și 8. Așa, 8. 8 și 4 le ținem. Da. 8 ori 7, 56 și cu 4, 60, 0 și 6 le ținem. Așa. 8 ori 9, 72 și cu 6, 78, 8 și 7 le ținem. Așa. 8 și cu 4, 8 ori 4. 16. 8 ori 4, 16. Hai să încercăm un pic. Da, 16. Dar 4 ori 4. 4 ori 4, 16. Și acum 8 ori 4. 24. Iar avem un moment de nesiguranță. Și ce am spus eu că face? Că nu e sigur ce trebuie să facem. Deci nu facem, nu ne jucăm să punem un rezultat greșit. Că stricăm toată munca noastră. Da. Deci toată munca este stricată acum, o singură dată. Și când, ori de câte ori ai un moment de asta de nesiguranță, avem 8 ori 4, nu? Da. Deci 8, tu spui 8 ori 4, cum 8 face? Ori 4 egal 8 ori, în paranteză, 2 plus 2. Bun. Și egal cu? Egal cu... 32. Vezi, mă? Nu mă trezesc. Dar vă țin minte, 16 cu 16, 32. 32 cu 7, 39. 32 și cu 7, 39. Ai, eu niște alte mărești. Sunt să șelăți, da? E așa părăsie pe noi, mai are problemă. Mă, vreau. Destule adunări. Hai să vedem. 4. Da. 12. 2. 8. Așa, până aici merge bine. Aici nu mai merge bine. Acum. 16 și cu 4, 20. Așa, mă. Bă, asta îmi plăcut. 16 și cu 4 ți le lipite. Nu, soluția rapidă. Sigur că da. Asta înseamnă. 29, 9 și 2.
9 și 2. 4 ori 8. Nu-i 4 ori 8. Nu, 4 plus 8, 12 și cu 9, 21. Și cu 2, dar ca să nu uiți pe 2, că e 2 acela. 2 îl ripeam la 8 ori, repede. 10. 10, 19. 23. 23. Vezi? 23, atenție. 3 și 2 reține. Da. 2 unde? Ca să mă uiți. 2 până la 8. Sigur că da, că cu 10. 10 plus 5. 15. Și unul reține. Unul acela ca să nu-l pierzi, îl pui repede. Îl pun repede la 19. 10 și cu 2? 12. Și unul rețin. 3 și cu 1, 4. Ei, citește tu numărul ăsta acum. 4 catrașe. Nu, nu, nu. Hai de aici împărțit de 3. 3, 3. Deci, mii, zeci de... 42 de catrașe. 42 de milioane. 42 de milioane. 539 de mii. 824. Deci dacă ai fost aici... 402. 824. Deci, citim că... 42 de milioane. Milioane. 539.824. Deci, deci începe. Ai făcut, am corectat eu. Da? Ai făcut propo și este perfect, da? Perfect. Ai, bine că am ieșit la capăt. Deci, care a fost noutatea? Noutatea, că am zis, hai să încercăm și cu trei cifre. Zici, wow, cu trei cifre, deci avem grijă să... Avem trei rânduri. Da, trei rânduri. Aici am avut patru rânduri, da? Patru. Da, este un antrenament foarte puternic la tabla mulțirii. Și, da. Și mai important este că să știm să le așezăm și tot atât de important să facem adunare. Deci aici avem globate foarte multe lucruri. Foarte multe lucruri. Acum, să ne ducem repede să mai facem și o problemuță. De ce? Cu comparații. Nu, cu kilograme. Așa, așa. Hai, hai să, exact. Dar vreau să ți arăt cum e care e meșteșugul, care e șmecheria de culise când compunem. Că știi, mi-ai întrebat-o de anul trecut, de nume la întâmplare. Și am zis, îți voi arăta cum gândesc eu. Acum tu mă urmărești să vezi ce șmecherii fac eu, ca tu îndată să poți compune și tu problema așa. Da. Ideea este așa, eu mă gândesc între timp să compun o problemă. Da. Cu stilou și cu caiet. Dar îmi fixez prețul dinainte. Am înțeles acum că faceți undeva și m-am fixat un stilou 24 de lei. Bun, așa merge. Stilou egal 24 lei. Da. Mergem împreună, gândim împreună pe problema asta. De stilou 24 lei. Caietul, stabilește tu. 5 lei. Lei, da. Și caietul egal 5 lei. Bun. Și acum, zic, 3 caiete. Adică eu minte ce am acum. Am 15 lei. Așa, 15 lei pun sus. Plus 2 stilouri. 2 stilouri. Cât am eu în minte acum? 48! 48, pun deasupra. Egal. Și fac și adunarea. 15 cu 48. A, voi faceți în... Da, mă, fac... Adică faceți într-un cald, să nu văd eu. Da. De ce mai văzut? Făceam într-o gol să scrie calculul ăsta. 48 și cu 15, hai să vezi cât face. 5 cu 8. Ajută-mă. Nu trebuie să scrie. Da. Așa. Cât face? 5.